Hai că mai am una tare, repede, grăitoare pentru starea în care se află sistemul de sănătate românesc. Dinu Patriciu a fost declarat sănătos mental în procesul de divorț partaj cu doamna Patriciu. Bă, nu știu cum să vă spun, dar uite, eu așa îmi pierd încrederea în medicii psihiatri din România. Cum, bă, nene? Pe cum poți să declar sănătos la cap un om care a băgat aproape 200 de milioane de euro într-un ziar precum Adevărul? Păi numai investiția asta și nu mai era nevoie de niciun examen de specialitate ca să-l bage pe Dinu Patriciu în cămașa de forță.